Domnul Benedict are în comuna buzoiană Podgoria viță de vie cu soiuri de vin pe o suprafață de peste 10 hectare. Dacă anul trecut grindina și mana i-au adus pierderi de aproape 80%, în 2015 vremea a ținut cu el. Vița de vie a traversat cu bine perioada de secetă, este plină de struguri, iar producția se anunță bogată. Viile sunt mult mai bune ca anul trecut. Producția este chiar foarte bună. Era o mică problemă, adică a fost o mică problemă până ieri seceta. Cred că a completat ploaia și acest mic inconvenient. Mai mult, ploile recente vor umfla boabele strugurilor de o calitate foarte bună. Viticultorul din Podgoria se așteaptă să culeagă 10 de tone de struguri, ceea ce înseamnă o producție de mii de litri de vin. Strugurii vor fi mai zemoși, scurați față de ani din urmă, fiind pe secetă, în general, strugurii au nevoie viile de tratamente mai puține, deci strugurii sunt de o calitate foarte bună, vinurile vor fi la fel. Pe fondul producției mari de struguri din această toamnă, viticultorii estimează că prețul acestora va fi mai mic față de 2014.